Îi doresc multă sănătate, în primul rând, că asta este cea mai importantă. Și succes pe plan profesional, bineînțeles. Să scoată cât mai multe hituri, să o cunoască cât mai multă lume și să se facă remarcată, pentru că merită, are o voce extraordinară și să aibă mult noroc, în primul rând, că și noroc este foarte important. Acasă cu ochi, ai uitat nevastă, că la noi e casă. În primul și în primul rând, multă sănătate, să aibă putere de muncă, să-și realizeze toate visurile ei. Eu știu, așa ce-și mai dorește ea, printre altele, să aibă o carieră strălucită, cum își dorește și ea, și părinții, și bunicii, și nașii. Te iubesc, că te iubesc așa, te iubesc și când ești rău, că tu ești numai tu, ești nevasta mea. Asta e norocul tău, te iubesc, că te iubesc așa, ha ha ha.
N-a fost numai bucurii în viața mea. Câteodată mi-a fost soarta mult mai grea, dar oricât de grea a fost, nu am lăsat capul jos. N-a fost numai bucurii în viața mea. Câteodată mi-a fost soarta mult mai grea, dar oricât de grea a fost, nu am lăsat capul jos. Săracă inima mea într-o lume așa de da-da-da. Câteodată beau, câteodată beau și plâng și mă întreb, oare de unde mai să cât am suportat. Săracă inima mea într-o lume așa de vreau să-i transmit cu ocazia echipei Divi TV, vreau să-i transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate, o carieră cât mai frumoasă și să-și dea Dumnezeu să-și împlinească toate dorințele pe care le are în viață, pentru că merită. Este o fetiță minunată, cu un suflet mare și cu un caracter deosebit. La mulți ani încă o dată. Te pup! Divi News.